Bună seara, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit! Iată-ne din nou, miercurea, la Teoria Conspirației. La televiziunea 6 TV, la televiziunea sufletului tău, televiziunea care vă iubește, televiziunea care ne iubește. Este o emisiune specială, o emisiune realizată cu un subiect care, iată, veți vedea că este deosebit, un subiect care ne duce într-o lume frumoasă, în lumea de deasupra noastră, în lumea Creatorului, acolo unde este Dumnezeu, acolo unde este lumina, iubirea, adevărul și viața. Vreau să spun că această emisiune a fost inspirată de o carte extraordinar de interesantă. Se numește Cuvioși și puznici din Bucegi, Epopeea Sfinților, Jurnalul unor descoperiri sfinte, scrisă de părintele Gheorghe Colțea, preot și protopop, un om de suflet, cu har, un om deosebit. Veți vedea și veți fi martorii unor adevărate revelații despre lucruri pe care poate le credeți că există și pe care cumva astăzi veți vedea că devin aievea adevărului. Iată, aceasta este cartea, o carte extraordinară. Pe parcursul emisiunii vă vom mai prezenta niște lucrări. Cuvioase, părinte, vă mulțumesc mult că ați acceptat să participați la emisiunea mea. Mă bucur că v-ați coborât de acolo, dintre munți, și ați venit la noi aici, la București. Iată că emisiunea mea, care abordează subiecte deosebite și de regulă care alții le privesc cu oarecare teamă, și este și un, cum să spun, și un motiv, pentru că trebuie să fii foarte bun cunoscător al unor asemenea subiecte când le abordezi. Ca să începem cumva, pentru că sunteți prima dată în emisiunea mea și sunt convins că veți mai veni, așa, în două, trei cuvinte, aș vrea să ne spuneți în două, trei fraze ceva din biografia dumneavoastră. Pentru că veți vedea, stimați telespectatori, să vedeți din plaiurile mioritice, cum spunem noi, cum un băiețel de acolo a ajuns, iată, preot, protopop, autor de cărți, om de cultură, o cultură vastă, și vă veți convinge cu prilejul emisiunii. Vă rog. Vă mulțumesc foarte frumos pentru că m-ați invitat și pentru că m-ați primit în casa dumneavoastră și pentru că aminteați faptul că am binevoit, spuneați dumneavoastră, să cobor din spre Bucegi, spre București, într-un sens frumos, într-o gândire teologică frumoasă. Coborârile întotdeauna sunt urcări. Mântuitorul Iisus Hristos spunea: cel ce se smerește se va înălța. Așa am coborât și eu, ca să mă înalț, de fapt, și vă mulțumesc frumos pentru că mi-ați dat posibilitatea să vorbesc cu oamenilor într-o perioadă liturgică foarte specială pentru biserică, întrucât suntem în perioada Sfântului și Marelui Post. Așa al este. Paștelui, și pentru că sunt prima dată în studio dumneavoastră și în televiziunea dumneavoastră, și pentru că pentru prima dată vă întâlnesc pe dumneavoastră, dați-mi voie ca să îi binecuvintez pe telespectatorii dumneavoastră, să mă închin pentru viața și pentru mântuirea lor, și de asemenea îndrăznesc să spun să vă binecuvintez și pe dumneavoastră. Mulțumesc. Ca să aveți și o viață să binecuvântată și o activitate în televiziune, o activitate care se referă la cultivare, la formarea semenilor noștri, și să fie frumoasă și rodnică. Și de asemenea studioul să fie binecuvântat prin prezența noastră, pentru că vom vorbi acum despre Domnul Dumnezeu nostru și despre Sfinții Lui și despre noi. Pentru că, de fapt, un om, dacă spune că nu se pricepe să vorbească despre Dumnezeu, este de ajuns să vorbească despre sine. Că acolo găsește pe Dumnezeu, eu zic că îi găsește urmele pașilor Lui. În fiecare zi, în fiecare clipă,
a vieții sale. Eu sunt fiu de cioban. M-am născut în județul Covasna, dar părinții mei sunt brăneni, din zona Branului, unde m-am întors mai apoi ca slujitor în Moieciu de Jos. Și sunt al șaptelea din 10 copii ai acelei familii de ciobani și pentru că dacă m-ați provocat să cobor în fântâna amintirilor vieții mele, doresc să le amintesc numele părinților mei, Ioan și Maria, pentru că ei sunt plecați în lumea de dincolo. Și din dragoste și din respect față de acei oameni simpli care au născut 10 copii și au crescut și pentru toate darurile pe care ni le-au dăruit din smerenia lor, merită ca să le amintesc numele și în televiziunea dumneavoastră. Se vede că pomelnicele nu se fac doar în biserică. Sigur. Se pot face și în taina inimii. Cred că sunt cele mai plăcute pomelnice. Când amintești de cei ce au fost înaintea ta, de părinții tăi, un om cu caracter frumos este un om care este recunoscător. Și cred că după Dumnezeu, cea mai mare recunoștință o datorăm părinților noștri. Am crescut destul de greu într-o familie smerită și sărăcăcioasă, să spun așa. Dumnezeu m-a ajutat să parcurg perioada anilor de școală destul de greu, pentru că eram nevoiți în copilărie să schimbăm încălțămintea între noi și să mergem pe rând la școală ca să avem cu ce ne îmbrăca. A creionat frumos Dumnezeu viața mea. Am ajuns ca să studiez teologia, prima dată 5 ani la Cluj, după aceea 4 ani la Sibiu și după aceea m-am căsătorit cu fiica unui preot căruia i-a fost slugă, servitoare, mama mea în tinerețe. Și în acest fel am ajuns ca să locuiesc în casa preotului unde a fost servitoare mama mea. Am avut o viață frumoasă și chiar plină de zburdălnicie, pentru că chiar dacă eram lipsiți, am avut priceperea ca să ne facem preocupări și bucurii, legând câte o cutie de conservă cu o sfoară și trăgând-o plină cu nisip, închipuind o mașinuță pe care noi nu aveam în copilărie. Dar acum, când am tot ce trebuie în viață, tânjesc după bucuria anilor de atunci. Și mi-e dor de casa părintească, mi-e dor de părinți, mi-e dor de frații care i-am avut și pe care i-am, că ne-a binecuvântat Dumnezeu pe toți, să trăim, să fim căsătoriți și să avem copii. Mi-e dor de locurile unde vara mi-am petrecut împreună cu tata la stână, am dormit pe mâna lui, îmi aduc aminte cuvintele lui noaptea, pe cojoc, pe pământ, zicea, dragul tati, dă-mi spăticul ca să nu răcești. Și mă culcușam cu spăticul în coastele lui, dormeam pe mâna lui, are 16 ani de când el doarme în pământ și mi-e foarte dor de el. Și în visele mele și gândurile mele, referitor la cele ce vor veni, când Dumnezeu va spune că s-a terminat traiectoria vieții acesteia, mi-aș dori ca să dorm veșnic lângă tata, în același mormânt, cu spatele lângă el. Aceasta a fost traiectoria vieții mele, am spus-o în câteva cuvinte și acum o să vă spun un lucru foarte interesant. Ca preot sunt nevoit să slujesc și să predic la mormântările oamenilor. Și înainte de a face această slujire, pe o foaie de hârtie îmi scriu datele vieții omului. Și de fiecare dată sunt trist văzând că o viață de 80 de ani, de 90 de ani, de 70 de ani, plină de urcușuri și coborâșuri, de tristeți și de bucurii, de iubiri și de necazuri, nu se poate cuprinde decât într-o foaie de hârtie. Eu văd cel mai acut nimicnicia noastră, neputința noastră și efemeritatea vieții noastre. Și acum m-ați spus ca să-mi scriu cumva necrologul, adică să-mi desenez, să-mi punctez traiectoria vieții mele. Și vă mulțumesc, pentru că este corect și este bine
ca telespectatorii dumneavoastră, cei pe care noi îi numim credincioșii noștri, pentru că peste 90% dintre locuitorii patriei noastre sunt ortodoxi și îi iubim foarte mult. Și fac o paranteză aici, ca să nu uit să spun că le sunt foarte mulțumitor acestor oameni care foarte mult trăiesc cum au trăit părinții mei și cum am trăit noi în copilărie și care creează foarte multe valori și care țin pe lângă toate și Sfânta Biserică. Iar noi, cei care am fost rânduiți de Dumnezeu ca să ne hrănim de la altar, că așa se scrie în Dumnezeiasca Scriptură, zice, cel ce slujește la altar să mănânce de la altar și cel ce păzește turma să se îndestuleze din laptele turmei. Noi ne îndestulăm de pâine mai albă și câștigată puțin mai ușor și le suntem foarte recunoscători acestor oameni și de aceea cel puțin sau poate cel mult atât putem să facem pentru ei, să-i binecuvântăm, să vorbim frumos despre ei, să le fim recunoscători și să ne închinăm la Dumnezeu pentru binecuvântarea și pentru viața lor. Da, foarte, foarte frumos și în același timp, iată, și foarte răscălitor. O lecție de viață și totodată o lecție de românism, zic eu, de ortodoxism și de creștinism. Pentru că telespectatorii s-au interesat de această lucrare, într-adevăr, eu nu o consider deosebită, ci chiar ieșită din comun și veți vedea de ce. Cuvioase, aș vrea să vă întreb, că fiecare carte în sine, și eu am câteva cărți scrise, are o poveste. Este evident că lucrarea, cartea în sine, pornește de la descoperirile pe care dumneavoastră le-ați făcut în Bucegi. Se vorbește mult despre Bucegi, se vorbește mult despre minunile, lucrurile extraordinare care există în acești munți, de energiile, forțele, oamenii deosebiți care au trăit și încă mai trăiesc aici, de înaintașii noștri care, iată, au slujit această parte a țării. Dar am să merg cu o întrebare directă, pentru că știu că sunteți un om precis și pragmatic. Cum ați ajuns să descoperiți, iată, acești sfinți cuvioși din Bucegi? Cum ați mers dumneavoastră și v-ați zis, dom'le, aici ar trebui să fie ceva, niște înaintași, iată, în credința noastră? La o întrebare atât de directă, eu o să răspund puțin pe ocolite. Și o să fac o afirmație, o să spun că poporul nostru, poporul român, este un popor foarte iubitor de Dumnezeu și foarte iubit de Dumnezeu. Faptul că este iubitor de Dumnezeu se vede în aceea că în secolul 21, când popoarele care se cred mai civilizate decât noi și mai pricepute în tehnologie cercetează cosmosul, noi continuăm să cărăm colive pe brațe la biserică. Aceasta arată ce atașament avem noi față de Dumnezeu. Iar dragostea lui Dumnezeu o vedem în faptul că din neguri de vremi, din vremuri pe care noi nu le putem cuprinde în memoria noastră și mintea noastră, Dumnezeu a purtat de grijă acestui neam, care a fost un neam nu războinic și nu puternic, ci a rezistat prin har, prin binecuvântare. Numai dacă ne-am duce cu gândul la faptul că străbunii noștri au fost cuceriți la un moment dat de Imperiul Roman, un imperiu cunoscut ca cel mai puternic din istorie, și n-au putut să stea peste noi să stăpânească, ca și când pământul nostru i-a ars la tălpi, fără să aibă un argument, au plecat. Au plecat de sine, au vrut ei să plece. Cu toate că acest spațiu este un spațiu atât de generos, atât de bogat, atât de frumos. Este un colț de rai. Și o să fac o paranteză. De curând, un savant istoric rus a afirmat faptul că și-a și promis că va și demonstra acest lucru, leagănul civilizației umane, după cercetările lui, ar fi spațiul carpato-danubiano-pontic. Așa este. Adică leagănul neamului nostru. Și atunci o să fac o construcție logică, un silogism, și o să spun, dacă acesta este leagănul civilizației umane, însemnează că implicit este raiul primordial, adică unde au fost așezați de Dumnezeu primii oameni pe pământ, pe terra.
Și dacă acesta este raiul primordial, însemnează că este cel mai prielnic loc pentru propășirea și dezvoltarea vieții și a omului. Și dacă acesta este raiul primordial și leagănul civilizației umane, acesta nu poate să fie, întorcându-ne înapoi în logică, decât pământul făgăduinței. Pentru că Dumnezeu nu putea să făgăduiască un pământ mai bun cuiva decât acest spațiu. Aceasta arată că noi suntem copiii dezmierdați ai lui Dumnezeu, cărora ne-a fost dat să populăm și să trăim și să stăpânim un spațiu care, întâmplător, în vremurile noastre, seamănă cu o pâine de cuptor. Este un simbol extraordinar de frumos. Și dacă ne gândim la ce munți avem noi cu pădurile falnice pe ei, am mers în Balcani, unde am văzut păduri din jnepeni, adică din copaci chirciți și torsionați. Și m-am întors în patria mea și am văzut fagii și brazii de câte 40 de metri înălțime ca lumânările. Care înțeapă cerul, da. Am văzut apele curgătoare, atâta timp cât în alte locuri cumperi apă să bei. Am văzut apă primăvara, fiind copil de cioban, pe păraiele și jdiaburile munților, unde calci cu piciorul, după ce ai ridicat, iese apă potabilă, suportul vieții. Avem mine de sare, avem pește, avem aer curat care se primenește datorită pădurilor falnice pe care le avem. Avem cernoziom în bărăgan, avem grâu, avem pâine, avem turme de oi, avem albine, avem zăcăminte naturale pe care, foarte interesant, cât de hrăpăreți au fost alții, n-au putut să ni le ia până acum. Ceva i-a făcut ca tot timpul să treacă pe lângă noi. Tot pe lângă noi au trecut. Ne-au rămas resursele naturale neexploatate. Unii au spus că din nepriceperea noastră. Alții au spus că datorită unei chiverniseli înțelepte, că le-am lăsat pentru generațiile următoare. Ați văzut că se pune problema la Roșia Montană, ce facem cu aurul. Și acești nimeriți români, atât de frumoși la suflet, în loc să spună din lăcomie, îl vindem să mâncăm noi banii, au spus să-l lăsăm pentru copiii noștri. Acesta este un popor cu un suflet dumnezeiesc, iubit de Dumnezeu și iubitor de Dumnezeu. Au venit peste noi în decursul istoriei popoare migratoare care n-au stat peste noi, au plecat, ceva nu le-a plăcut. A fost o harismă a Duhului Sfânt care a cruțat acest spațiu pentru cineva. Spunem deocamdată pentru cineva. Noi spunem că deocamdată suntem aici. Au venit după aceea Imperiul Turc și n-au putut să ne stăpânească. Au venit Imperiul Slav, puternic, și n-au putut să ne stăpânească. Au venit germanii și n-au putut să ne stăpânească. Și acum se pune problema să vină arabii și nu vor să vină. Ceva îi îndepărtează. Eu am îndrăznit să spun că patria noastră, este înconjurată de un cerc de foc al Duhului Sfânt care nu lasă pe nimeni să intre. Am văzut la o televiziune doi arabi rătăciți în Timișoara. Din greșeală au ajuns la români, la noi. Ei nu trebuia să ajungă aici. Și au întrebat cine este președinte, Iohannis, și a zis, oh, yes, ce bine, dar ce țară e, România? Și au început să plângă. Ei nu s-au regăsit în acest spațiu. Aceasta este patria noastră. Acesta este Dumnezeu nostru. Aceasta este credința noastră. Și vreau să vă spun ceva. Pământul patriei noastre, nu doar Bucegii și Ceahlăul și Apusenii și Bărăganul și Câmpia Transilvană, sunt stăpâniți în morminte de trupuri ale sfinților străbunilor noștri. Datorită credinței lor am rezistat. Și o să vă spun, făcând o paranteză foarte interesantă. După ce am scos sfinții din Bucegi, am luat mânuța unuia dintre ei, Antonie Munteanu, o mânuță neputrezită, cu carnea pe ea. Și am pus-o într-o cutie. Și așa a făcut Dumnezeu, încât în 14 mai 2015, când au venit trupele americane în România, să fiu invitat să particip la primirea acelor trupe în livada poștei în mijlocul Brașovului. Și acolo m-am prietenit cu capelanul, cu liderul spiritual străinilor care au venit la noi. Și am pus de o întâlnire la Cincu. Acum dumneavoastră înțelegeți polimor, da. Termenii. Foarte interesant că preotul din Cincu, care nu face parte din protoieria mea,
Totuși mă invitase pentru 25 mai la un sfânt maslu în biserica lui din Cincu. Și promisesem că merg. Între timp m-am întâlnit cu soldații și am zis, dumneavoastră tot mergeți la Cincu. Vin și eu la Cincu peste 10 zile și o să ne întâlnim în biserică. Și am căzut de acord. În 25 mai ne-am întâlnit în biserica din Cincu și a fost pentru prima dată când soldații aceștia care au venit în patria noastră să fie binecuvântați. Pentru că noi suntem un popor frumos la suflet și avem dragoste față de toți. Și i-am biruit pe toți prin dragoste. Pentru că, domnul general, dragoste este năvodul lui Iisus Hristos. Foarte mulți pești cad în el. Prin dragoste îi cucerești pe toți. Și o să vă relatez ceva foarte frumos. Am luat cu mine la acea întâlnire și mânuța lui Antonie Munteanu din Buceci. Am vrut să le-o arăt americanilor. Și în biserică le-am arătat-o. Și le-am spus, aceasta ne-a ținut pe noi 2000 de ani aici. Acestea. Mâinile sfinților. Noi n-am avut arme ca dumneavoastră. N-am avut armate puternice. Dar am avut sfinți. Și am spus așa, aceștia vor rămâne cu noi. Iar dumneavoastră veți păstra doar amintiri că ați trecut odată pe aici. Dar le-am spus, dacă veți rămâne cumva pe pământul patriei noastre, peste timp, urmașii dumneavoastră vor avea biserici cu cruce pe turlă, pictate cu sfinți și urmașii dumneavoastră vor avea mâini ca ale sfinților noștri. Ce am vrut să spun? Adică va trebui să vă acomodați casei noastre, obiceiului nostru, tradițiilor noastre. Când te duci la cineva să-l încreștinezi, nu reușești, pentru că te duci abuziv și nu cu dragoste. Când primești în casa ta, acela fiind primit în casă, astăzi vede că faci mămăligă și fierb cartofi și spune eu nu mănânc, dar peste o lună mănâncă și vede ce bun e și peste un an începe să facă și el mămăligă. Adică se acomodează tradițiilor locului. Și sunt foarte sigur că cei străini care vor veni și care au venit în patria noastră, care este paradoxal, paradoxal, o patrie atât de frumoasă, este tot mai golită de populația noastră, de urmașii noștri, aceia vor prelua din tradițiile noastre. Și sfinții care vor fi peste timp și vor fi preoți și credincioși care vor căuta prin morminte necunoscute, fără cruci, trupuri de sfinți, vor fi și dintre aceia care îl vor cunoaște pe Hristos Domnul, apărătorul nostru și chivernisitorul nostru, așa cum l-au cunoscut străbunii noștri. Dar vreau să vă mai spun ceva. Față de această patrie, față de acest pământ, ne-a fost indusă sistematic o ură specială, încât am ajuns ca noi înșine să nu mai iubim această patrie și să dorim să trăim mai bine slugi la străini decât stăpâni în casa noastră. Și de aceea mă închin la Dumnezeu în postul Sfintelor Paști, ca să-i aducă Dumnezeu acasă pe copiii noștri din străinătate, unde au ajuns, în loc să sape la vie și să cultivă grâu și porumbul pe teritoriul patriei noastre, au ajuns ca să spele necurăția bătrânilor din Spania, din Anglia și din Germania și aceia, în loc să le mulțumească, îi disprețuiesc. Va veni o vreme când va fi bine, pentru că Dumnezeu nu ne-a lăsat niciodată în istorie. Iar căderile sunt ca valurile. Că valul nu are numai vârf, are și cădere. De ce este căderea? Ca să poată fi strălucitor vârful, ca să poți vedea vârful. Acum suntem într-o perioadă de declin. Femeile noastre au făcut avorturi foarte multe. 20 de milioane de copii ne-au fost uciși în pântecele... 23 de milioane de copii. Haideți să vă spun ceva. Dacă eu sunt în ograda mea și femeia mea rămâne gravidă și la un moment dat îl văd pe vecinul meu că stă pe gard și o întreabă, tu, vecină, ești gravidă? Și spune, da. Zice, tu ești proastă? Hai că îți dau eu bani să faci avort. Știți ce îl voi întreba eu pe vecin? Vecine, oare ești așa milostiv încât să dai munca ta femeii mele să facă avort sau cumva dorești să moștenești tu ograda mea ca să-mi piară spița? Și să știți că într-un fel am fost invitați ca să plecăm.
condiționat, nu vă dăm bani dacă nu închideți tractorul Brașov. Nu vă dăm bani dacă nu închideți CFR-ul. Nu vă dăm bani dacă nu închideți minele. Închiderea acestor resurse de viață au însemnat și lichidarea locurilor de muncă. Oameni fără viitor și fără perspectivă. În același timp, am fost stimulați să înmulțim instituțiile de învățământ ca să crească prestigiul tânărului și să nu mai dorească să muncească munca de jos. Să aibă multe diplome și atunci să spună: eu nu mai stau aici că n-am niciun viitor, mă duc în străinătate. Domnul general, vă mulțumesc că... Da, aceasta a fost, iată, prima parte a emisiunii noastre. Cum spuneam, emoționant, un mesaj într-adevăr înălțător și cu multe învățăminte. După o scurtă pauză publicitară, ne vom întoarce și vom vorbi despre adevărații sfinți din Bucegi. Publicitate. Iată, din nou în emisie, la postul televiziune 6 TV, emisiunea Teoria Conspirației, cu un titlu mai mult decât incitant, un titlu deosebit de interesant și în același timp care ne dă speranțe și forță, cu preotul Potropop Colța Gheorghe. Cuvioase, iată, suntem cu cartea în față, cuvioșii puznici din Bucegi. Haideți să facem un fel de radiografie, așa, cum ați ajuns la ei și să povestim despre acest sfinți care... pentru noi, cei care încă nu cunoaștem acest lucru și pentru telespectatori, vor fi o adevărată revelație creștinească și dumnezească. Am rămas dator că da. Întrebarea a mai fost adresată și eu v-am spus că la o întrebare directă voi răspunde pe ocolite și ocolișul meu a fost atât de mare încât am epuizat timpul, dar vreau să vă spun din nou că mă bucur pentru că sunt la 6 TV, vă binecuvintez. Și să nu uit ceva, pentru că un preot care are evlavie și credință are și bun simț. Iar în biserică bunul simț se vede în acele binecuvântare cuiva pentru ceea ce faci. Și eu am uitat. M-a luat valul, am vorbit despre multe, dar am uitat să cer binecuvântare așa în eter, da? Prin ecran, să cer binecuvântare ierarhului meu, și chiar prefericitului părinte Daniel, pentru că suntem în casa dânsului. Sigur. Este părintele nostru și tot ceea ce facem trebuie să facem ziditor și frumos. Ca să avem răsplată trebuie să adăugăm ostenerilor altora și să nu fim demolatori a ceea ce au făcut ceilalți. Și mă bucur foarte mult când mă simt în comuniune în biserică și cu clericii și cu credincioșii. Că așa formăm un trup frumos. Așa ne-am împăcat bine în patria noastră și în neamul nostru și am vrut să spun mai binecuvântați, dar să-mi fie rușine că avem atâta binecuvântare. E un cântec popular cântat de o cântăreață, cred că Monica, Georgiana Pop. Zice, ne-o tot dat Dumnezeu bine și-o văzut că nu-i la cine. Că oamenii sunt tot mai răi cu suflet de farisei. Deci nu mai au icoane în casă, nu-și mai fac cruce la masă și se întreabă cu păcat, Doamne, de ce ne-ai uitat? Ca și când Dumnezeu ne-a uitat pe noi și noi am uitat de Dumnezeu. Dar n-am uitat nici noi de Dumnezeu. Că Dumnezeu ne iubește așa cum suntem. Întotdeauna valoarea unui lucru se vede în finalitatea Lui. Și pentru că existăm, viem și suntem și zburdalnici, și ne-a dat Dumnezeu șansa ca să trăim așa de bine încât femeile noastre, drăguțele de ele, să spele în mașină electrică și nu la mână, cum spuneau mamele noastre și bunicele noastre. Pentru aceasta vedem că avem multă binecuvântare de la Dumnezeu și îi mulțumim. De aceea spuneam că cer binecuvântare și prefericitului părinte care, așa pentru informarea telespectatorilor, unii dintre ei știu acest lucru, pentru că fiii își cunosc părintele. Să le spun că prefericitul părinte din botez poartă numele Sfântului proroc Ilie. Iar Sfintele Scripturi și tâlcuirile lor făcute de Sfinții Părinți, când vorbesc despre vremuri,
vremuri, vremurile din urmă, așa sunt numite ele, vremuri grele. Spun așa că toate se vor petrece în timpul lui Ilie. Și îndrăznesc să cred, văzând ceea ce spuneam despre acele ucideri de prunci și despre migrația tinerilor noștri din țară, despre faptul că am rămas un popor îmbătrânit, căruia, interesant, i se închid spitalele, că bătrânii bolnavi ar avea nevoie de bănișori pentru medicamente și de spital la îndemână. Da, într-o țară care este foarte săracă, avem cel mai mare număr de bănci pe cap de locuitor și într-o țară foarte bolnavă, așa este adevărul, avem foarte puține spitale și la fiecare colț de stradă 3-4 farmacii. Este, cum să spun, face parte din aceste mari semne de întrebare care, iată, trăiesc. Pentru că dumneavoastră vorbeați de acest colț de rai, eu mi-aduc aminte de vizita Papei Paul al II-lea. În acea perioadă eu am avut onoarea chiar să fac parte din cei care i-au asigurat securitatea pe timpul vizitei în România și m-a impresionat absolut extraordinar de mult în momentul când a numit România Grădina Maicii Domnului. Adică nu se spune un asemenea lucru și nu dai un asemenea atribut, un asemenea epitet degeaba în van. Deci totuși, el este în fruntea Bisericii Catolice, în scaunul în care a stat Sfântul Petru. Deci este totuși o recunoaștere. Vreau să spun ceva referitor la credința mea că acest spațiu este raiul primordial. Este spațiu în care cercetătorii spun că se cultivă cel mai prielnic mărul. Ori fructul raiului era mărul, nu era smochina. Exact, da. Că dacă situăm raiul primordial în Mesopotamia, în Iran, în Orientul Mijlociu. Dar mărul duce pe acolo, nu prea sunt mere. Asta nu prea sunt mere. Și ce-ar fi mâncat străbunii noștri? Dar așa asta am spus-o și mai în glumă, mai în serios. Că e chiar serioasă problema până la urmă. Și încă un indiciu al acestui fapt că acesta este leagănul civilizației umane și raiul primordial și ca perspectivă locul întoarcerii, pentru că în creație s-au desfășurat lucrurile sub ochiul atent al Dumnezeu, sub lucrarea Lui, ca mod al întoarcerii noastre în starea primordială, exprimându-mi bucuria că noi, dacă credem acest fapt, înseamnă că ne-am născut în rai și ne îngropăm părinții în rai. Este cu totul special. Cel puțin mă bucur ca să folosesc ca o formă literară de exprimare a unei bucurii speciale. M-am născut în rai. Dacă cineva își cere adresa, ce locul și data nașterii, ce m-am născut. De plai pe gură de rai. E interesant și Miorița amintește de gura de rai. Vedeți că în cunoașterea ancestrală străbunii noștri au știut mai multe decât știm noi în definiții în ziua de astăzi. Dumneavoastră chiar aminteați la un moment dat despre faptul că a existat un alfabet din 73 de litere format care redau toate sunetele specifice ființei umane, ceea ce alfabetele actuale nu mai reușesc să facă, restrâng comunicarea. Da, elementele comunicare care erau mult mai complexe. Deci noi acum, dincolo de limbajul propriu-zis pe care îl avem vocal, mai avem limbajul trupului, limbajul cele care sunt adiacente, dar acest tip de alfabet reda exact toate sunetele și toate trăirile pe care le avea individul. Mai este un limbaj, limbajul existențial, de har, în care comunică oamenii de har. Și o să vă dau un exemplu, că dumneavoastră sunteți un om care studiați foarte mult probleme științifice și tehnice. Dacă punem un telefon pe o masă între 20 de obiecte și cineva mă apelează pe mine, numai telefonul bâzâie. Și știți de ce? Pentru că el are senzorul. Celelalte sunt tot obiecte, dar n-au senzor. De aceea numai oamenii de har rezonează la comunicarea în har cu lumea de dincolo. Sigur că noi
obiectele celelalte, când îl văd pe acesta bâzâind, îl întreabă, ce-i cu tine? De ce te bâțâi? Și el, mirat, îi întreabă, dar voi nu simțiți? Ce să simțim, zic? Așa și la un paratrăsnet, dacă are vârful oxidat, fulgerele trec pe lângă el. Nu le sesizează. Alt paratrăsnet cu vârf de diamant sau de aur sau de argint strigă la el. Mai prinde și tu niște fulgere și el zice, ce fulgere, că nu văd. Pentru că el nu mai are senzorul. Aceasta este rolul tainei Sfintei Spovedanii. Ca să poți să prinzi harismele lui Dumnezeu, trebuie să te cureți și să ai senzor, să poți prinde. Că se pune întrebarea, în ce grai vorbea Adam cu Dumnezeu în rai? În ce grai a vorbit Adam cu Eva? În ce grai a vorbit Eva cu șarpele? În ce grai? În graiul existențial. Limbajul fizic a intervenit în creație ca urmare a păcatului. Păcatul, rupându-l pe om de Dumnezeu, i-a dispărut harisma comunicării. Comunicarea este preambulul comuniunii. S-a rupt comuniunea, s-a rupt comunicarea, dar eu cred, o să vedeți ce previziune fac, așa, că va veni vremea când oamenii vor putea comunica din nou în har. Și nu vom mai, pentru că potența noi o avem, dar nu-i descoperită încă. Așa cum undele electromagnetice au existat de la facerea lumii, dar ele au fost descoperite la un moment dat și după aia tot mai descoperite, tot mai folosite. Noi suntem mândri și pretențioși și avem pretenția ca toate să cadă sub simțurile noastre. Și mergem până acolo încât spunem, nu cred decât dacă văd, dacă pipăi, dacă aud, dacă miros. Adică dacă cade sub simțuri. E o mândrie prea mare. De ce? Balenele comunică între ele la 2000 de kilometri pe unde sonore, pe o frecvență joasă, pe care noi nu o percepem. Unde foarte lungi, da. Nu o percepem. Asta nu înseamnă că nu există sunetele respective. Va veni vremea când noi ne vom descoperi nouă înșine posibilități de comunicare non-verbale. La fel cum sunt oameni puțin la număr, ce e drept, ce au această capacitate de a comunica prin telepatie, iar pentru ceilalți reprezintă un miracol, nu cred, sau cred chiar că este o înșelătorie, dar respectiva comunicare există. Toți avem aceste calități, dar nu le avem suficient de dezvoltate, nu știm să le folosim și nu avem capacitatea de a le pune în funcțiune ca să putem comunica în alții. O să mă întorc acum la Sfinții din București. Da, nu undeva spune acolo că, zice, omului i-au fost date vorbele, cuvintele pentru a-și ascunde gândurile, apropo de... Da, este o vorbă foarte înțeleaptă pe care eu o folosesc adesea pentru că este un adevăr. Pentru că una gândești și alta spui. Dacă n-am avea posibilitatea comunicării verbale și am comunica în mod direct, la cât suntem de supuși ispitei păcatului, ne-am descoperit foarte rușinos. Foarte rușinos. Și atunci Dumnezeu ne-a dat această perdea ca să ne acoperim. O platoșă, da. Să ne acoperim cumva. Dar se spune tot într-o vorbă frumoasă, zice așa, că unul i-a zis celuilalt, cum v-a zice eu dumneavoastră, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Iar celălalt a răspuns așa, fie mie cum grăiești, iar ție cum gândești. Foarte frumos, da. Foarte interesant. Da. Cuvioase, ce vreau, pentru că, iată, telespectatorii sunt deosebit de incitați, haideți să intrăm în subiect și să... Eu știu că dumneavoastră sunteți foarte dispuși să ne dați foarte multe pilde de înțelepciune, dar să ne întoarcem puțin la carte și să mergem la momentul acesta. Cum i-ați descoperit până la urmă? Că e extraordinar acest moment. În primul rând, eu nu sunt un căutător de sfinți în sensul arheologic. Arheologic, da. Nu sunt un căutător de sfinți. Chiar după ce am descoperit sfinții din Bucegi, alți călugări și preoți și enoriași, credincioși de-a noștri, mi-au semnalat anumite morminte al unor cuvioși părinți îmbunătățiți. Și au zis, părinte, nu-i căutăm? Și am spus, n-am chemare. Poftește, caută-l. Eu m-am dus doar unde am fost chemat. Am simțit că cineva mă îndeamnă să merg acolo. Și acum o să vă spun așa. Într-adevăr, viața mea de când am fost mic copil a fost foarte legată de Dumnezeu, pentru că, fiind mai strâmtorat,
am fost marginalizat social și fiind o persoană iubitoare de comunicare și de comuniune, am încercat și eu să vorbesc cu cineva. Și în nopțile frumoase de vară, petrecute în munți lângă tata, am stat foarte mult de vorbă cu Dumnezeu. În mod tainic. Îi spuneam necazurile mele, problemele mele, tristețile mele, faptul că eu nu eram într-un cerc de copii, să mă joc cu ei, să alerg cu ei, să am cercurile mele și mingile mele și săgeata mea și arcul meu. Și spuneam lui Dumnezeu tristețile mele și plângeam. Și de fiecare dată simțeam că Dumnezeu, ca și când își lasă o aripă caldă peste mine, îmi dădea o mângâiere foarte specială. Plânsul meu a fost întotdeauna urmat de suspinele acelea în care nu mai curg lacrimi, dar continui să suspini. Da. Și când am crescut și mi-am adus aminte de acele perioade, spuneam așa, că Dumnezeu mă trecea prin baia lacrimilor, după aceea mă băga în camera suspinelor, acolo unde mi se pansa sufletul ca să revin la normalitate. Aceasta a fost viața. De acolo am plecat printr-o vocație specială în preoție. Fiind 10 copii, într-o zi de bobotează, când s-a schimbat preotul satului, acela venind pentru prima dată în casa noastră, l-a întrebat pe tata, pe care îl faci preot? Și tata a pus mâna pe capul meu și a zis, pe acesta. Aveam atunci 5 ani. Aceea, spun eu, acum a fost prima hirotonie, prima alegere. După aceea, pe acel loc unde a pus tata palma, au venit mâinile ierarhului mai târziu și m-a făcut preot. Și totdeauna am trăit sub acest imperiu al dragostei de Dumnezeu. Dar n-am avut pretenții niciodată. Totdeauna m-am simțit foarte nevrednic în toate câte le-am făcut. Am fost obsedat de nevrednicie și acum vă spun, și acum, după 25 de ani de preoție, mă cutremur în fața gândului, mai ales în timpul liturghiei, cât de nevrednic pot să fiu. Pe semne că această stare m-a predispus dragostei lui Dumnezeu, înmulțită, pentru că gestul liturgic, rugăciunea, postul, viața frumoasă, mai ales dragostea de oameni, sunt foarte iubitor de oameni. Eu când întâlnesc oameni sunt zăpăcit. Ați văzut că v-am întâlnit, v-am strâns în brațe, în mijlocul a 3 milioane de oameni din București. Întâlnești o valoare. Fiecare om este un tip al lui Dumnezeu. Iubesc foarte mult oamenii. Și această dragoste, pe semne că m-a predispus, să primesc înapoi un răspuns tot de dragoste. Au început să mă iubească cei din lumea de dincolo. Ca și când între lumea de aici și lumea de dincolo ar fi un gard, puțin înalt. Și eu nu puteam să văd acolo și îmi puneam câte un pietroi și mă suiam pe el și mă uitam acolo. La un moment dat, cei de acolo s-au obișnuit cu mine și au început și ei să se cațăre pe gard, să se uite dincoace. Să-l vedem ce mai face musafirul nostru care se uită. Și am ajuns până acolo încât eu de pe pietroi încă n-am trecut gardul dincolo, dar ei au trecut vreo 150 gardul de acolo dincoace. Adică sfinți din lumea de dincolo au venit în ograda mea, să spunem. Și în biserica în care slujesc, care este o biserică din 1762, construită pe o temelie de mănăstire, câți viețuitori sfinți or fi fost acolo, fac o paranteză și vă spun, când ies din biserică, adesea simt un miros, un parfum foarte special și nu știu unde să mă duc, să mă pot gândi unde o fi îngropat vreun sfânt în apropierea bisericii. Cu toate că conștiința mea este, și să mă ierte bunul Dumnezeu și Sfânta Biserică, că toți străbunii noștri sunt sfinți. Ei au transmis credința curată. Sunt oameni care au postit cu mămăligă coaptă pe vatră. Sunt oameni care s-au îmbrăcat modest și au slujit altora. Sunt oameni care au crescut mulți copii și au trăit smeriți. Sunt oamenii care au ridicat mănăstirile Moldovei și bisericile satelor noastre și ale orașelor noastre. Aceștia sunt sfinții lui Dumnezeu. Sunt puțin abuziv în ce-i spun lui Dumnezeu și cer iertare. Spun, Doamne, dacă aceștia nu sunt în rai, atunci cine e în rai? Bisericile noastre sunt cetățile noastre străbune, cetățile spiritualității românești. Cu cât mai multe, cu atât mai bine, au fost și sunt focale de spiritualitate românească, au fost și sunt focale de cultură și, în primul rând, focale ale românismului propriu-zis. Și de bucurie.
și de bucurie. Și poate cumva, eu sper să nu fie așa, dar, cum zicem noi, Doamne ferește, în momente de grea cumpână, s-ar putea să fie, într-adevăr, să reînvie, să fie iarăși propriile cetăți ale rezistenței noastre. Nu-i probabil, cu siguranță așa va fi. Și o să vă dau un exemplu pe ceea ce ați spus. Când românii noștri din Transilvania erau sub stăpânire străină, rezistența s-a făcut prin biserică. De aceea românii din Transilvania n-aveau voie să ridice biserici cu turn ca să nu se vadă în comunități și să nu fie din piatră, ci numai din lemn ca să fie cutii de chibrite. Când vrem să le ștergem urma, iar ceilalți și-au făcut biserici cetăți din piatră. Au rămas, acelea de ei au plecat. Și noi am rămas. Și știți de ce? Că acolo în smerenia noastră l-am avut pe Dumnezeu și valoarea aceea a fost. Nu chivotul, ci ce era în chivot. Nu bordeiul, ci ce era în bordei. Vedeți, acum noi privim casele ale grofilor, ale boierilor de demult. Pustiirea și-a pus amprenta pe ele, sunt pustii, cântă bufnițele în hornurile lor. Iar unde au fost bordei odinioară, acum s-au ridicat vile frumoase și case. Pentru că aici era rugăciunea, în bordeie s-a plecat genunchiul. Aceasta este valoarea. Și acum o să vă spun ceva. După ce Transilvania noastră străbună a intrat în corpul comun al patriei noastre, cei care au rămas străini de data aceasta pe acest pământ, adică maghiarii, își fac rezistența prin biserică. Prin biserică. Se vede că biserica joacă un rol foarte important în dăinuirea neamului. Să mă întorc puțin la Sfinții din Puceci. Și am spus, au trecut 150 de Sfinți gardul și s-au sălășluit cu părticele din trupurile lor în biserica din Măiciu de Jos. Și le-am făcut racle frumoase și am cerut binecuvântare ierarhului ca să avem o slujbă specială pentru ei. Pentru ca să-i avem folositori și mijlocitori. Pentru că Sfinții sunt activi. Ei nu vin doar de ornament. Pentru că unii își duc și spun, am o cutiuță și am o părticică din Sfântul Cutare, dar îl întreb, tu-i faci acatistul zilnic? Îl folosești în rugăciunea ta? Îl chemi mijlocitor în viața ta? Și de aceea noi am făcut acest lucru și cu binecuvântare avem marțea seara, la 6 seara, un cult dedicat Sfinților. Uitați, am să vă rog ceva, pentru că mai mulți telespectatori întreabă, vreau să mai repetați o dată unde slujiți dumneavoastră. Moeciu de Jos. Deci la Moeciu de Jos, iată. Când județul ajungeți Brașov. La Moeciu de Jos, vă găsiți acolo județul cu Brașov. Părintele Gheorghe Colțea. O să intrăm acum într-o scurtă pauză, dar până intrăm în această pauză și o să povestim pendelete, că mai avem două părți ale emisiunii și cu Sfinții. Însă, referitor la ce a spus dumneavoastră, vedeți dumneavoastră că este la un moment dat o întrebare. S-a pus și o să discutăm puțin în partea cealaltă, foarte puțin. Domnule, nu s-au dărâmat nu știu câte zeci de spitale și nu s-au construit nu știu câte școli, dar s-au construit nu știu câte biserici. Vreau să vă spun că întotdeauna nu am avut și nu am și nici nu o să am absolut nimic împotriva construirii de biserici, pentru că îi înțeleg menirea venind de acolo, din ancestralitatea poporului nostru, a străbunilor noștri. Însă credeți dumneavoastră că, și după pauză vreau să răspundem, dar să vă expun această întrebare, că e pusă de un telespectator. Cumva noi, românii, prin contactul care l-am avut cu ceilalți, iată, această plecare, integrare în Europa, faptul că românii circulă mai mult, acum sunt românii în Australia, în Canada, în Statele Unite, de fapt, peste tot sunt. Suntem noi peste 35 de milioane cu toți, pe unde om fi răsfirați. Dar credeți cumva, și să încercăm să dăm un răspuns din punctul de vedere eclesiastic, oare acest contact care, iată, a devenit mai puternic, a devenit mai mare, ne-a înstrăinat cumva de noi și înstrăinându-ne de noi ne-a înstrăinat și de Dumnezeu și de biserică? Pentru că e un lucru foarte important ăsta pe care telespectatorii vor să-l înțeleagă. Dar toată asta a spus după o scurtă pauză. Și al doilea aspect important care ar vrea să-l mai discutăm este dincolo, o să povestim și avem timp cu cum au fost descoperiți Sfinții, să încercăm să
arătăm telespectatorilor că iată, i-am descoperit, sunt acolo, sunt printre noi, iată, sunt în acest univers mitic și religios românesc, să încercăm să-i ajutăm să înțeleagă cum la rândul lor acest sfinț ne ajută sau cum ne-ar putea ajuta. Ce fac ei? Poate e mult spus, dar cum acționează ei în viața noastră obișnuită? Publicitate. Iată, din nou suntem împreună la televiziunea ta și a ta și a mea și a dumneavoastră. Televiziunea, nu uitați, care vă iubește în fiecare miercuri de la 20 la ora 22, emisiunea Teoria Conspirației. Acea emisiune care vă relevă, iată, lucrurile ciudate, stranii și insolite care sunt ocultate cunoașterii dumneavoastră. Astăzi o întâlnire de excepție, rarisimă îi pot spune, cu părintele Gheorghe Colțea, protopop, cu o carte extraordinară, o carte de suflet, cu vioșii puznici din Bucegi, Epopeea Sfinților. Deci, cuvioase, simțați parcă din parfumul acela care ieșea din pământ, unde erau acești sfinți. Și apoi? Apropierea mai accentuată de lumea sfinților s-a petrecut în Athos. Eu sunt diabetic. Și nu sunt curajos să fac călătorii lungi. Sunt dependent de insulină. Dar m-a provocat un preot. Spunem întâmplător. Noi așa spunem întâmplător. Dar totul este sub pronia lui Dumnezeu. Sub purtarea grijii al Dumnezeu. A binevoit Dumnezeu să-mi dea curaj să mă duc în Athos. Și după ce m-am întors, am simțit când am plecat din Athos că este un tărâm în care nu mă voi mai întoarce niciodată. Nu mi s-a părut ceva special acolo. Am venit înapoi în patrie, primăvara, în 2011, de bună vestire, și mi-am intrat în viața liturgică normală și viața pastorală, viața de activitatea preoțească. Am trecut de Sfintele Paști și la un moment dat, asupra mea a apărut o agresiune foarte mare. Sigur că este greu și să o spun așa. Un grup de oameni, conspirativ, că tot aveți emisiunea Teoria Conspirației, au îndepărtat un document pe care, în numele unei instituții cu un nume foarte greu de rostit în România, au trimis o scrisoare ierarhului meu în care îi cerea ca să mă scoată din preoție pentru că sunt vinovat de anumite lucruri. Era cu totul străin de mine, tot ce scria acolo. Dar așa de bine au lucrat încât, efectiv și eu, privind lucrurile, am zis, e posibil. E posibil să fie posibil. Greșit. Și o să vă spun un lucru. Știam că nu sunt vinovat, dar văzând cum se lucrează în societate, am spus, sunt un om pierdut. Nu mă pot apăra deloc. Această agresiune m-a aruncat mai mult sub poala lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, exact în acea perioadă, de Sfântul Gheorghe, în aprilie, am primit în dar de ziua mea o carte și o icoană. Răsfoind, icoana era cu sfinți despre care se descria în carte. Cartea se numește Viața din morminte. Și este vorba despre martiriul unor sfinți, trei sfinți, Rafael, Nicolae și Irina, din insula Lesbos, martirizați cu 500 de ani în urmă. Exact, de migranți acum. Da, din Lesbos. Da, Lesbos, da. De, oricum, domnul general, să știți că tot ce vă spun este uimitor. Toate au legătură între ele. Citind cu sete, dar de fapt, în perioada Paștelui am trimis unor oameni dragi sufletului meu câte un dar de Paști. Iar unui diacon celibatar i-am trimis o tabletă, un iPad.
el fiind director de editură bisericească, am spus că este necesar, a fost ceva mai scump. Și m-a sunat plângând, mi-a spus, în viața mea n-am primit un așa dar. Dar după câteva zile primesc cartea aceasta, care era tradusă din greacă tocmai de el, îi scria numele. Și a fost ca un schimb de daruri. Eu i-am trimis tableta, el mi-a trimis în har cartea. De Sfântul Gheorghe mi-a venit cineva cu o plăsuță și a zis, părinte, nu pot să vă dau altceva, vă dau o carte și o icoană. Interesant este că martirul principal, Rafael, din botez era Gheorghe. Și primeam de Sfântul Gheorghe, eu eram Gheorghe. Foarte interesant, totul a început să mi se pară straniu, ciudat. Și am început să citesc cu sete cartea. Și am văzut ce sfinți puternici sunt. Și l-am sunat pe un prieten al meu, preot cu care am fost în Athos, care are un băiat, un copil, pe care îl botezasem eu, și care la 8 luni a fost diagnosticat cu cancer hepatic și s-a făcut un transplant de ficat. Și copilul, după transplant, era într-o stare foarte gravă. Transplantul s-a făcut în Germania. Și l-am sunat pe părinte și îi spun, părinte, nu știai de Rafael, Nicolae și Irina? Zice, nu știam. Că noi am fost în Grecia și n-am trecut pe lângă Tesalonic, unde au ei o mănăstire și au o parte din Sfintele Moaște. Și am zis, trebuie să ne întoarcem înapoi, să ne închinăm acestor sfinți. Pentru Siluan, pentru băiatul tău, pentru sănătatea mea și pentru oamenii care ne sunt dragi nouă și pe care îi slujim. Trebuie să ne întoarcem la sfinții ăștia. Când a apărut agresiunea respectivă, eu deja aveam o platoșă formată de Dumnezeu. Îi trimisese anticipat ca și când le-ar fi zis, mergeți ca supra lui. Vrăjmașii vor arunca pietre și formați o platoșă. În momentul când a apărut acea agresiune, prietenii mei pământești s-au răcit de mine. A, păi tu ești un om vinovat, tu ai probleme grele, nici nu mai vorbeau la telefon cu mine. Și singura mea scăpare, singura nișă, singura refulare a fost spre acești sfinți. Atât au fost de delicați cu mine, atât au fost de omenoși, încât de câte ori am trist sub o anumită formă vizibilă, ei se prezentau. Se prezentau. Aveam nevoie de ceva și mă sunau un telefon. Exact pe problema respectivă. Ca să vă dau un exemplu foarte concret, așa de interesant încât m-am dus la mașină să descarc niște cărți și în timp ce deschideam ușa mașinii, pe telefon îmi apare un mesaj care spune lasă o carte în mașină pentru că trebuie să o dăm unei educatoare care astăzi are ziua de pensionare. Și am spus, nu se poate, dar nu se poate. Sfinții erau așa de ocrotitori, atât de calzi. Și atunci eu mi-am pus în cap, trebuie să aduc în biserica mea din trupurile lor aici. Mi-am pus în gând, pentru că au fost marturizați marți în Săptămâna Luminată, acum 500 de ani, ca în fiecare marți să fac cultul acestor sfinți și l-am numit Trisadion, de la trei sfinți. Adios, trei sfinți. Am cerut binecuvântare ierarhului și vreau să vă spun că într-un timp foarte scurt m-am trezit cu un călugăr care este închinoviat la mănăstirea Radu Vodă în București, pe care nu-l cunoșteam, că mi-a adus părticele din sfinți, acasă. Și în acest fel am avut primele sfinte moaște, părticele micuțe, din sfinții Rafael, Nicolae și Irina. După aceea au tot început să vină alți sfinți și alți sfinți și alți sfinți și alți sfinți. Și acolo s-a format o oază de sfințenie. Acum, dacă dumneavoastră veți înțelege în termenul acesta de comunicare religioasă, zice că locul locuirii sfinților e raiul. Iar dacă ai un spațiu terestru în care e o aglomerație de sfinți, unde e locaș al sfinților, acolo este un colț de rai. Și sigur că și cei vii am început să ne simțim ca în rai, în comuniune cu sfinții. Sigur că au început să vină oameni. La rugăciune, la slujbă, am făcut lucruri frumoase. Dacă vă spun că atâta grijă aveau de mine încât nu duceam lipsă de nimic. Nu mă gândeam că aș vrea să fac ceva, dar nici gândul nu era de la mine. Ei doreau acest lucru și imediat venea cineva și spunea, părinte, vreau și eu să fac ceva la biserică și îmi făcea. Toate lucrurile mi le-au pus la punct. Și am ajuns la un moment dat
când aveam cam 80 de sfinți, să și descoper eu din pământ sfinți, ceea ce nu m-am gândit niciodată. Cum s-a întâmplat? În 8 septembrie 2013, o femeie din Dobrogea care a cumpărat un teren în zona Branului pentru a-și face o pensiune, după ce a lucrat în Grecia câțiva ani de zile, a venit cu singurul ei copil, ea fiind văduvă. Au cumpărat teren și au ridicat o pensiune ca să aibă cu ce să trăiască. După un timp oarecare, Olga o cheamă pe doamna, după un timp oarecare, băiatul ei, Vasile, a murit în accident de mașină la 27 de ani și a rămas singură. Am participat și eu la mormântare și am spus un cuvânt de mângâiere și femeia s-a simțit foarte întărită în inima ei prin tragedia în care a trecut. Și a tot făcut pomeni, a făcut parastase, a făcut milostenii și la un moment dat i-a venit ei în cap. Ca pe drumul dintre Moieciul de jos și Moieciul de sus, un drum nu e pietonal, dar la promenadă seara se face pietonal. Adică turiștii se plimbă pe acel drum, iar acolo avem pensiunea cu poartă la ieșire la drum, la stradă, a ridicat o troiță și a făcut o fântâniță cu robinet. Ca cei ce trec și sunt însetați să bea apică și să-l pomenească pe Vasile și să se închine pentru mântuirea lui. Și m-a chemat să facem sfințirea acelei troițe și a izvorașului. Nefiind parohia mea, am spus, îl căutați pe părintele din Cheie, între Moieciul de jos și Moieciul de sus este satul Cheia, vorbiți cu dânsul, eu sunt protopopul lui, voi veni cu drag, dar nu pot să vin în 8 septembrie, pentru că este sărbătoare, este nașterea Maicii Domnului și dacă mi-aduc bine aminte, era chiar în zi de duminică sărbătorită și am spus, sunt cam obosit de slujire, hai să facem în altă zi. Și a zis, părinte, dacă nu puteți veni dumneavoastră, eu nu fac sfințirea cu altcineva. Și atunci o să aștept până puteți veni. Și văzându-i dragostea, am zis, o să vin în 8 septembrie. Vin în 8 septembrie, dar punem seara. Și am pus la 6 seara. Și am mers cu un părinte în vârstă, care este tatăl preotesei mele, și cu părintele din Cheie, și împreună am slujit și am ținut și un cuvânt de învățătură, și l-am pomenit pe Vasile și ne-am dus în casă și ne-am așezat la masă vreo 40 de persoane câți am fost invitați și stând la masă așa buchete la mese rotunde, oamenii care stăteau la masa mea, bătrânii, noi eram trei preoți, au început să vorbească între ei despre un anume Antonie pe care ei în tinerețe îl desfumaseră la 7 ani și l-au găsit întreg și frumos mirositor. Și eu, ascultându-i, știind metoda prin care sfinții se propun să treacă gardul, am zis, ăsta-i sfânt mare, ăsta vrea să vină la mine, am zis eu, în inima mea, că se propune urechilor mele. Cine îi pune pe ei să vorbească despre el, tocmai acum când sunt eu aici la masă? N-aveam nimic de-a face, nu-l cunoșteam, nu știam despre el. Și am provocat să mai spun odată tot ce au spus. Și văzând despre ce îmi spune, am spus, dar noi să v-ați dat seama că sunt sfinte moaște acolo. Păi părinte, zice, noi l-am cunoscut și când trăia. Eram cu har, un sfânt, un făcător de minuni. Unul a început să spună, păi acesta a vindecat o fetiță paralitică, bolnavă de poliomelită. A vindecat un copil surdomut la 7 ani și după aceea acela a ajuns ofițer în armată. Spunea lucruri ciudate. Socrul meu, care este preot, fiul de preot, dar părinții lui, proprietari de munți în Bucegi, împroprietăriți de Mihai Viteazu, în 1600, având stâni pe acei munți, l-au avut pe acest călugăr cioban la ei. Peștera Ialomiței, din mijlocul Bucegilor, este chiar pe muntele Bătrâna din Bucegi. Și acest tânăr evlavios și sfânt, că era sfânt înainte să meargă în mănăstire. A cunoscut monahii pusnici și la 32 de ani el a părăsit ciobănia și s-a retras la peșteră. Socrul meu a început să-mi spună, când eram eu copil, mi-aduc aminte de Antonie, de părintele Antonie, care venea la stână la bunicu, la părintele Isaie. Și stăteau de vorbă despre viața lor. Și erau legende, se spunea despre el că atunci când era cioban,
Avea o harismă specială, adică un har al Duhului Sfânt, o lucrare a Duhului Sfânt. Zice că cârdul lui de cârlani creștea într-un an cârlalți și ciobanii în doi. De unde se vedea aceasta? Coarnele berbecuților se răsuceau de două ori într-un an, dar în fiecare an avea har. Și spune că odată, călătorind în transhumanță, în balta Ialomiței, era singur însoțit doar de un copil. A fost atacat de 20 de tâlhari. Și copilul a strigat pe Aron, așa-l chema din botez, Aron. Și o să vedeți de ce este interesant numele acesta. Pentru că alți Aron e și în Biblie, dar e și în Biblie Aron. Este primul arhiereu al lui Israel. Da. Este tulburător, nu o să avem timp să povestim. Că e tulburător totul. Și a făcut față ca Gedeon odinioară și ca Samson în Vechiul Testament la 20 de tâlhari. Un om cu harisme. Și de acolo am început să întreb și pe alții și pe alții și le-am cerut să dea declarații scrise. Ce știu despre el? Că am vrut să adun mărturii. Cât mai repede, până prind oameni care trăiesc, care pot să dea mărturie. Ca să nu vă spun că atunci când m-am interesat care e locul părintesc al lui, am constatat că în satul Cheia, dintre Moieciu de jos și Moieciu de sus. Și când m-am interesat după vreo două săptămâni, arătați în vatra părintească, am constatat că Olga își făcuse casa exact pe vatra părintească a lui Aron, a lui Antonie. Adică eram în vizuina ursului. Am slujit troița aceea și fântânița pe pământul străbun al acestui călugăr. El vorbea acolo. Era pe vatra lui părintească. A trebuit să mă împac bine cu rudenile, cu urmașii, colaterali, că el fiind călugăr n-a avut urmași direcți. Ca să le explic ce vreau să fac, să le cer mărturii, am început să adun fotografii, să adun obiecte, să am un tezaur de la el. Simțeam în inima mea că e un mare sfânt. Și am spus, vreau să-l caut. M-am dus în Bucegi. S-am trecut prin multe întâmplări ciudate. Eram împiedicat să ajung. Tot este descris în carte. Dar în 2013, la sfârșitul anului, din 8 septembrie până în 31 decembrie, am bătut Bucegiu să caut mormântul. S-a întâmplat un lucru ciudat în Bucegi. Dinu Cocea a turnat un film prin anii 70, Haiducii lui Șapte Cai, în Valea Ialomiței. Și el, pentru a-și face recuzita de film, a luat crucile călugărilor, că nu-i dădeau lui bine, și le-a mutat mai încolo sub un brad falnic. Și în acest fel, crucea lui Antonie nu mai era la mormânt, ci era sub un brad undeva la 200 de metri distanță. Mormântul, nimeni nemai știindu-l, unde-i mormântul lui Antonie? Dintre bătrânii care au vorbit la masă, unul dintre ei a binevoit să urce la 90 de ani cu mine în Bucegi. N-a vrut să urce. Și am spus, azi în primăvară, părinte, și am spus, nenea Gheorghe, în primăvară se face coliva de 3 luni. Și să știți că în martie s-a făcut coliva lui de 3 luni. Da. A mers cu mine în Bucegi și s-a dus bătrânul unde orientativ, își mai ducea aminte de 40 de ani în urmă, 50 de ani în urmă, când s-a făcut acea zesumare, a zis, părinte, aici undeva. Și atunci noi am însemnat acel loc. Dar pentru că au apărut opreliști din toate părțile să nu putem săpa, am însemnat cu grafiti pe niște pietroaie, aici este Antonie. Că în caz că eu nu mai sunt, urmașii să știe unde să-l caute pe Antonie. Am luat crucea de lemn de sub brad, care a stat 60 de ani acolo, neputrezită, și culmea a fost și trăznită, pentru că acolo unde s-a îmbinat cu patru cuie, a atras fulgerul. Și este fulgerată și a rămas nearsă. A refuzat să ardă, a refuzat să se putrezească. Și am cerut-o cu scris starețului, părinte stareț, dați-mi mie crucea asta, ca să rămână în biserica mea. Că cine știe dacă vom putea vreodată să săpăm, să-l scoatem pe părinte. Și mi-am luat rămas bun de la părintele Antonie. Părinte Antonie, am făcut tot ce am putut pentru tine. Am găsit fotografii cu chipul tău. Am găsit scris de-al tău. Am găsit o cărticică scrisă de tine. Culmea, acest om neînvățat a fost trimis din munte în 1934-37, timp de 3 ani de zile, să studieze seminarul monahal la Cernica.
La Cernica, în 1935, a fost recrutat în grupul de pelerini care au mers, organizat de Patriarhia Română, la Ierusalim să pună piatra de temelie a așezământului românesc. Și a fost împreună călător cu Ioan Iacob Hozevitu. Este tulburător, au fost colegi de călătorie în Țara Sfântă. A scris o cărticică, cuvinte folositoare, ca o lucrare de licență după ce a terminat acel seminar teologic. Dar el fiind afierosit, promis de Dumnezeu sfințeniei și canonizării, așa a rânduit Dumnezeu încât cărticica care a scris-o să fie o mărturisire de credință. Ea se găsește în partea a treia a cărții mele. I-am publicat-o toată cartea, pentru că nu se găsește decât într-un singur exemplar la mine, în original, și am scanat-o și am publicat-o scanată, fără să modificăm nici litera, nici cuvânt, nici nimic, nici paginație, ci este publicată în 1500 de exemplare, încât am tipărit cuvioși și puznici din Bucegi, ca să poată cărticica lui să ajungă în mâna multor oameni. Despre biserică, despre cinstirea duminicii, despre sfintele icoane, despre cinstirea sfinților, despre pomenirea morților, capitole de mărturisire de credință, ca atunci când se va pune Sfântului și Dumnezeiescului Sinod problema să canonizeze, să poată cunoaște mărturisirea curată de credință, că este fundament pentru canonizare. Da, i-am spus Sfântului că l-am părăsit, pentru că nu pot să merg mai departe, i-am luat crucea, i-am mulțumit ca binevoie să-mi dea crucea, și m-am făcut că-mi văd de alte preocupări. Și domnul general, a apărut un vânzător de abonamente Cosmote să facă abonamente în protovăria noastră cu preoții. El venea din Moldova, era în peregrinare prin țară, să facă cu preoții abonamente preferențiale, să spunem, pentru a vorbi în cler, între noi, gratuit, nu știu câte minute și așa mai departe. Acest om, Iulian Vitcu, ca să mă capaciteze, să capacitez și eu preoții să fac abonamente cu el, a început să mă laude și să-mi spun, am fost în Moldova, la Vatra Dornei și părintele protopop de acolo v-a lăudat că vă place foarte mult pe dumneavoastră. Și am zis, măi, dar nu mă cunoaște. Zice, vă ascultă la Radio Trinita și foarte mult vă iubește. Nu vreți să vi-l dau la telefon? Și am spus, dă-mi-l. Și mi-l dă la telefon. Alo, da. Deci, vai ce mă bucur să vorbesc direct cu dumneavoastră. Cum m-am bucurat eu să stau față în față cu dumneavoastră în această seară? Că am spus, mă bucur să vă văd, v-am urmărit, vă știu gândirea, activitatea și am spus, mă bucur să vă văd. Așa și el s-a bucurat și am spus, măi, dacă te bucuri așa mult, dă-mi adresa. Eu publicase în prima carte, Potești de Lumină, să-ți trimit o carte a mea, că este și autobiografică. Și el începe și îmi dictează adresa. Petru Vodă, numărul cutare. Și eu spun, de aici din Petru Vodă? Da. De unde e Iustin Pârvu? Da. Păi nu m-ai trimit prin poștă, că eu n-am fost niciodată acolo. Și am văzut în televiziune, în mormântarea părintelui, și am aflat că i-a înverzit busuiocul cu care boteza credincioșii pe piept la mormântare. Și aș vrea să vin să mă închin și eu la mormântul lui. Uite, mă provoci să vin să-ți aduc eu cartea. Era joia și deja duminică eram la Petru Vodă. M-am împrietenit acolo cu starețul și când am plecat, i-am cerut starețului să-mi dea ceva de la Iustin Pârvu. Și mi-a dat un epitrafir și un felon. Un veșmânt preoțesc. Da, da. Am venit cu el acasă ca și când am prins pe cineva de picior, cu toate că și părintele stareț, dragul de el, un om deosebit, a zâmbit când a văzut ce-i cer. Considerând că sunt niște haine, niște material, da, niște banalități. Niște lucruri lumești, da, practic. Și eu i-am spus un lucru, i-am spus, să știi, părinte stareț, că și când Sfântul Ilie a fost răpit la cer, i-a lăsat ucenicului cojocul. Și cu cojocul a despărțit Iordanul. Așa că dați-mi veșmântul părintele Iustin. Și mi l-a dat. Am venit acasă. Și am constatat că în casă eu mai aveam niște relicve, niște obiecte de la mari personalități ale secolului 20 ale bisericii noastre, care a fost un secol care a torsionat biserica și ca un teasc. Și când torsionezi și strângi strugurile, țâșnește vinul. Așa, din această torsionare au țâșnit aceste mari personalități ale bisericii, pentru că epoca secolului 20 în patria noastră ortodoxă română se aseamănă veacului de aur din perioada primară a bisericii, a dat cei mai mulți sfinți. Dar aceștia încă sunt necanonizați.
Oricum în evlavia noastră ei sunt. Noi îi cunoaștem și îi folosim deja în rugăciunile noastre ca mijlocitori, ca ajutători. Sunt mari sfinți ai lui Dumnezeu. Și atenție un pic. Am zis, ce fac eu cu obiectele acestea? Le țin în sufragerie? Și mi-a venit dintr-o dată în minte cum lucrează sfinții. Să fac eu niște vitrine din sticlă în biserică, cu rafturi. Și pe fiecare raft să așez câte trei acești duhovnici mari. Le fac în pridvor, am zis, pe sfinții canonizați. Îi am în racle, în partea din fața bisericii la altar. Dar pe aceștia necanonizați îi pun în pridvorul bisericii niște vitrine de sticlă. Le pun chipul lor, obiectul lor și biografia lor, ca să rămână pentru neuitare cei ce intră în biserică, că dacă aș face un muzeu retras undeva, numai cine îi descui ușa poate să-i vadă. Sigur. Dar în biserică se vântură lume. Și așa s-au dat lucrurile de interesant, încât am ajuns să cer și de la Părintele Patriarh Teoctist un veșmânt, ca să am în acești sfinți. Și Părintele Patriarh Daniel mi-a aprobat, dragul de el, binecuvântat să fie. Mi-a aprobat să-mi dea un omofor și un epitrafir, adică două piese din veșmânt. Dar cei de la Catedrala Patriarhală, care aveam custodii aceste relicvii, aceste lucruri sfinte, a zis, părinte, nu descompletăm, vă trimitem un veșmânt întreg. Și mi-au trimis un veșmânt întreg. O să vedeți de ce amintesc, că toate au legătură cu sfinții din Buceci. Gândind să fac acele vitrine, am scris 24 de personalități pe hârtie, din care ar trebui să am eu câte ceva, de la care să am eu ceva. Și când am făcut această listă, am scris Adrian Făgețeanu. Și atunci am zis, unde e Adrian Făgețeanu? La Mănăstirea Lainici. Mi-am programat și am plecat la Mănăstirea Lainici. Da, despre această călătorie, iată, de-a dreptul inițiatică și despre acest numeroș sfinți din Buceci, vom mai continua în ultima parte a emisiunii noastre, după o scurtă pauză publicitară. Publicitate. Iată, suntem din nou în emisie la televiziunea 6 TV. Vreau să vă spun foarte sincer că rar am fost atât de emoționat ca astăzi în această emisiune. O să vă prezint cărțile pe care Părintele Protopop le-a scris și o să aveți timp să vă notați titlurile ca să vi le puteți lua. Însă i-am promis ceva părintelui și faptul că, iată, am primit mai multe telefoane și prin e-mail și prin telefonul meu. Părinte, vreau să spun că sunt puțin trist. Uneori așa am niște momente de astea când mă întristez pe niște lucruri adevărate. Și iată, acum ce m-a întristat, mă destăinu așa foarte sincer, cetățeanul nostru, Klaus Werner Iohannis, care prin... În sfârșit, printr-un joc al destinului, a ajuns președintele României, ajunge în Turcia, se întâlnește cu președintele Erdogan, președintele Republicii Turcia, stă în poziție de drepți și acceptă să fie construită în România cea mai mare moschee din Europa și dă din cap și mulțumește că va fi construită și la Istanbul o mică casă de rugăciuni, o capelă, i-a spus. Părinte, deci e ceva care depășește forța de înțelegere. În loc să bată cu pumnul masă, îi spune Erdogan, sunt președinte României, dăm sabia lui Ștefan cel Mare, care e la muzeul Topkapı. A, vrei biserică, vrei moschee, facem și noi cea mai mare biserică aici. Măcar pe reciprocitate, mai ținând cont că făcând o biserică, o moschee, deci o biserică musulmană, aici este un simbol, nu biserica în sine sau ce se întâmplă, dar simbolul care ar face aici cea mai mare biserică. Noi am fost 500 de ani la război cu turcii ăștia. Avem milioane de strămoși care sub pământ acolo se întorc în momente la chestia asta. Și cetățeanul Werner Iohannis acceptă. Dumneavoastră, ca slujitor, nu știu, eu mă simt foarte revoltat al bisericii, ca slujitor al bisericii, cum vedeți chestia asta? Mie mi se pare parcă e într-un vis urât. În primul rând, aș vrea să vă spun că dacă aș avea o poziție
să spun, dură, dură, folosesc acest cuvânt, da, față de evenimentul în sine sau față de persoanele implicate în această problemă, aș fi la fel ca ei. Pentru că dacă cineva te lovește și tu răspunzi lovindu-l, ești la fel ca ei. Sigur, sigur. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu al iubirii. Și El ne-a spus binecuvântați și nu blestemați. Și dacă vrem să fim oamenii lui Dumnezeu, trebuie să fim iubitori și înțelegători. Și să iubim chiar diversitatea. Pentru că creația lui Dumnezeu este ca un puzzle în care fiecare pătrățică, fiecare piesă își găsește locul ei. Și ca să vin la problemă, eu îl respect foarte mult pe președintele țării și îl binecuvintez, așa smerit cum sunt eu față de dânsul, dânsul având o statură socială cea mai înaltă dregătorie și o responsabilitate de negrăit. Crezând eu că dacă nu era rânduit de Dumnezeu, nu ar fi fost acolo. Când Pilat i-a spus Mântuitorului, i-a spus, mie nu-mi răspunzi, să știi că eu am putere să te eliberez și am putere să te omor. Și a spus, n-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Și noi am fost învățați să fim respectoși și să-i iubim pe stăpânitorii noștri și să ne rugăm la Dumnezeu să le dea înțelepciune. Iar referitor la poporul turc, care nu este creștin, de asemenea, eu cred că pe celelalte popoare din lume, care nu sunt creștine, care nu l-au cunoscut pe Hristos Domnul și învățătura Lui plină de iubire, noi putem ca să-i atragem de partea noastră iubindu-i. Acesta este principiul odată a ceea ce voi răspunde imediat. Dar eu îndrăznesc să spun că această mostie nu se va construi niciodată. Și nu pentru că n-am vrea noi. Această mostie nu se va construi pentru că un alt popor nu vrea ca să se construiască la București această mostie. Un alt popor. Și este tocmai poporul acela care se simte foarte agresat de musulmani. Iar această mostie se dorește să fie construită tocmai pentru a împiedica pe acel popor. Aici, la noi în țară, eu sunt preot, dumneavoastră sunteți militar și avem formații diferite, dar eu îndrăznesc să spun că există trei curente ale sistemului imunitar. Sistemul imunitar al unui popor sunt serviciile de apărare. Și spun așa, filonul național îl pun pe mijloc. Nu îndrăznesc acum să vă spun cine este exponentul acestui filon, pentru că ar rămâne uimiți telespectatorii și dumneavoastră, poate. Dar poate nu ați rămâne uimiți, că eu cred că știți. Filonul care dorește, să spunem, este partea numită America, Vestul, Uniunea Europeană, dar de fapt este Israel, și filonul rus. Filonul rus dorește ca să se construiască moscheea. Pentru că filonul rus dorește blocarea activității acestui filon aici. E foarte interesantă povestea. Nu este o problemă care aparține nouă românilor. Adică noi o decidem. Nu. Se face peste capul nostru. Peste capul nostru dorește să se construiască. Bineînțeles că prin oameni de la noi, pentru că străinii întotdeauna își găsesc la noi oameni vrednici pentru ei. Să spunem pe românești. Da, eu nu-i numesc cozi de topor, că mi-e milă. Mi-e milă, sunt semenii mei. Dar totuși, eu fac în genunchiere în fiecare liturghie și citesc o rugăciune pentru vrăjmași în sensul de a îmbuna Dumnezeu, a-i potoli. Și acolo se spune pe cei care ne asupresc și ne stăpânesc pe noi și ne urăsc pe noi. Și eu am adăugat, cu smerenie spun, adică poate cu mândrie, am adăugat două cuvinte. Din neamul nostru și din neam străin. Pentru că vrăjmași ne sunt și din neamul nostru și din neam străin. Și până la urmă, vrăjmașul din neam străin care te lovește nu te doare așa tare, că e străin. E mai dureros când te lovesc cei din neamul tău. Da, când te lovesc, hai tăi. Iar din neamul nostru, unii s-au pus în slujba răsăritului și unii în slujba celelalte părți. Și de fapt, moscheea este cuiul pepelea. Vrea să se agățe acolo o pălărie în cui, în cuiul respectiv. Da. Filonul de răsărit, ca să împiedice activitatea filonului, care am spus, numit Occident, dar de fapt în spate este
cel pe care l-am numit și pe care îl iubesc, că este poporul lui Dumnezeu. Îl iubesc foarte mult. Așa de mult încât am îndrăznit să cred că noi înșine avem sevă comună undeva în adânc de istorie, pentru că toate caracteristicile noastre ne îndreptățesc să credem acest lucru și o să vă mai spun ceva. Străbunii dacilor, care au întemeiat Moesia superior și inferior în Balcani, își au numele de la Moise. De aceea se numesc Corect, Moesia. Corect, așa este. Asta, da. De la Moise. Ai lui Moise. Și știți când au venit? Ei au venit în secolul 6 în zona Balcanilor, în timpul robiei babilonice. Triburi evreiești au fugit din robie cu turme și cu aur și au venit în Balcan unde au găsit o zonă prielnică pentru păstorit, pentru activitățile lor. Străbunii noștri au avut două preocupări foarte interesante, specifice poporului semit. Păstoritul și prelucrarea aurului. În zona Branului, la noi acolo, spre exemplu, brănenii sunt foarte iubitori de aur, încât își pun dinții din aur, l-ar mânca. Aurul l-ar mânca. Vedeți că românii care merg în excursii, în străinătate, se duc în bijuterii, în magazin, să cumpere aur. Există o dragoste față de acest. Avem sămânța noastră. Și pentru că brănenii sunt atâta de înțelepți, de alunecoși, de predispuși ca să se descurce, pentru că e o zonă săracă, între Buceci și Piatra Craiului, nu produce nimic pământul. Și totuși este cea mai bogată, poate, din țară, cea mai frumoasă. O caută toți. Se simt bine acolo. Așa. Ei spun, măi, zice, dacă ar fi ca să ne punem unii cu alții, cred că doi evrei ar trebui la un brănean. Adică brăneanul e mai lunecos, mai știutor ca să-și rezolve lucrurile. E foarte interesant. Aceasta am spus-o în contextul în care aminteam de faptul că un filon dorește ceva, alt filon altceva, iar filonul românesc, părerea mea personală este că, privind la interesul nostru și calculând cât de mare este tsunamiul care vine peste noi și că există pericolul să murim, atunci s-a băgat sub pulpana acestui filon. S-a asociat cu cel puternic. Așa se întâmplă și în box. Îl iei în brațe și nu te mai poate lovi. Dacă îl ții la distanță, te lovește. Și cred că a fost o diplomație a filonului nostru românesc. Eu cred că încă avem, așa cred, sevă și perspectiva va fi bună. Nu se va face nici moschee, se va construi Catedrala Mântuirii Neamului, care poate să aibă în veșnicie o reverberație asemănătoare noului templu, cel prevestit, care vorbește despre poporul lui Dumnezeu. Noi suntem un popor evlavios și Dumnezeu nu ne va lăsa. Și pentru că amintiți... Haideți puțin, vă întrerup, pentru că să vă spun ceva foarte interesant. Iată, noi construim această Catedrală a Mântuirii Neamului, pe care ne-o dorim toți. Eu personal mă doresc pentru neamul meu, pentru România și să dea Dumnezeu să termine până în 2018, când vom sărbători 100 de ani de la reîntregirea României, din 1918 la 1 decembrie. Dar iată, să zicem, musulmanii vor să construiască cea mai mare moschee. Asta e dorința lor, în România. Dar, pentru că vă întreb, și avem întrebarea de la telespectatori, ia uite, și grupările oculte, grupările franc-masonice, masonice, vor să construiască cel mai mare templu masonic în România. De ce cel mai mare și cel mai mare și cel mai mare, dar de ce în România? De ce nu vor să-l facă în Bulgaria? Poftim, în Cehia, în Ungaria. Mă face să zâmbesc. Da, păi nu, întrebarea telespectatorilor, trebuie să le dăm un răspuns. Pentru că cele mai mărețe lucrări se fac în rai. Nu spuneam noi că acesta e raiul primordial? De ce nu se duc în altă parte? Sigur că doresc toți acest buric al pământului. A, da, așa este. Dar vreau să vă mai spun ceva referitor la Catedrala Mântuirii Neamului. Și îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a venit în minte să spun acest lucru. Noi suntem un popor care ne-am mândrit că Dumnezeu ne-a purtat de mână în istorie. Acestui Dumnezeu se merită să-i întoarcem, să-i răspundem dragostei lui. Și este frumos să facem această emblemă pentru neamul nostru, ortodox și creștin. Este un spațiu al lui Dumnezeu. Orice spațiu care se sfințește și se ridică un altar, iese din uzul comun și se afierosește lui Dumnezeu. Și în vecii vecilor nu mai intră în uz comun, că este al lui Dumnezeu. Și acum o să vă spun ceva. Acest spațiu ca o pâine,
despre care Arghezi a scris poezia, mai că mulți te-au dușmănit că ești neam blagoslovit. Unde sapă, sapă locul, sare din pământ norocul. Ai pământ și ape multe, vântul stă să ți le asculte și zvoare călătoare, crapinele scât berbecii, în pom pierse și cât dovleci. Dacă acesta este pământul nostru, nu merita acest Dumnezeu care ne-a dat nouă acest pământ să-i dăm 5 hectare în mijlocul Bucureștiului și să-i facem catedrală? Care-i răspunsul nostru la dragostea lui Dumnezeu? Știm să ne batem cu pumn în piept că suntem o oază de latinitate într-o mare de slavi și că suntem o minune a Europei și a lumii, da? Știm să spunem că am fost viteji, că am fost cei mai viteji și mai drepți dintre traci, când spunea Herodot, da? Cum răspundem noi lui Dumnezeu? 104 ani ne-a trebuit să ne gândim până când să-i dăm un spațiu lui Dumnezeu. Și acest lucru n-a arătat vrednicie, ci nevolnicie pentru noi. Să ne fie rușine. Și să ne fie rușine celor care ridicăm capul din pământ. Pentru că respirăm aerul și vedem lumina zilei de la Domnul Dumnezeu nostru și mâncăm pâine răsărită din pământ. Și ne-am bucurat că existăm. Acesta este răspunsul nostru cu Catedrala Mântuirii Neamului. Când evreii au fost duși din robie la libertate, pe malul Iordanului, au ales cea mai frumoasă colină și i-au dat-o înapoi lui Dumnezeu, zicându-i, tu ne-ai dat acest spațiu nouă, iar ale tale dintr-o ale tale, dintr-o ale tale am luat și îți dăm ție. Și a construit templul lui Solomon. Și atenție, femeile evreice și-au scos cercei din urechi și inelele, le-au topit și-au pavat templul pentru că era casa lui Dumnezeu. A cărui Dumnezeu? A celui care cu mână tare și cu braț înalt ne-a scos din robie și ne-a adus la libertate. Și ne-a dat un pământ în care ciorchina de strugune era de o jumătate de metru. Așa spune istoria biblică. Și i-a ajutat ca să cucerească Ierihonul cu trâmbițele, nu cu sabia, cu trâmbițele, în har. Și au dat lui Dumnezeu un loc frumos. Nu merita ca pământul, neamul nostru să dea cel mai frumos spațiu. Cel mai frumos spațiu. Nu vă ascund faptul că eu am scris o scrisoare și am trimis-o printr-un emisar către președintele țării, atunci când toți se luptau să împiedice atribuirea unui spațiu pentru ridicarea catedralei. Se alesese Parcul Carol și așa au fost de alunecoși oamenii noștri, încât în Parlament s-a aprobat spațiu, s-au început lucrările, iar primarul general al capitalei a deschis în contencios un conflict ca să stopeze lucrările, până când vom veni pasăminte noi la putere ca să anulăm hotărârea Parlamentului. Și așa au făcut. Și am scris o scrisoare. Nu știu dacă a ajuns. Dar știți ce am scris? Era domnul președinte Traian Băsescu, pe care eu îl prețuiesc foarte mult. Este ofițer și copil de ofițer. Și știu că, așa cum un copil de preot sau un copil de femeie vlavioasă suge legătura cu Dumnezeu de la țâța mamei, așa și cei care s-au născut în familii de ofițeri s-au născut cu sunetul trompetei și cu drapelul la cap. Mulți dintre acei copii și-au urmat, pentru că pe vreme dinainte își urmau în garnizoane, prin țară, părinții, n-aveau casă stabilă, erau nomazi, erau călători. Eu îl prețuiesc foarte mult. Știți ce i-am scris? Domnul președinte, am văzut pe televiziune o fotografie cu un copil cu pantaloni scurți, ținând doi colegi de gât și cu un picior cu tenis pe o minge. Nimeni n-a știut că acela este președintele unui popor cu o istorie de 2000 de ani. Nici dumneavoastră n-ați știut și nici noi. Doar Domnul Dumnezeu căruia i-a zblocat construirea catedralei. Și am spus, dați-i un spațiu și răspundeți-i lui Dumnezeu pentru această vocație de a fi părintele unui neam încărcat de istorie și de slavă. Și să știți, i-am mai scris ceva. Veți avea un argument ca să vă opuneți unui loc. Următorul, știu un loc mai bun decât acesta. Atunci, da, spui, mă opun aici, că am un loc mai bun. Și să știți că a dat esplananda pompierilor lângă Casa Poporului. Și acolo se ridică catedrala și o vom ridica. Ne închinăm și pentru cei care se opun, pentru că dacă suntem creștini, noi trebuie să iubim pe acești oameni. Știți ce rol au ei? Să ne stârnească, să fim mai solidari. Și să vedem că lucrarea nu se face ca și când bagi o plăcintă în cuptor, ci se face cu casnă, da, și cu jerfă. Așa este frumos. Poporul nostru este capabil să ridice Catedrala Mântuirii Neamului. Încă, așa, nu știu dacă fac bine,
cred că și preoții, dacă am pune mâna de la mâna, am face această catedrală. Că mâncăm pâine sfințită de Dumnezeu nostru, Dumnezeu copilăriei noastre și Dumnezeu speranței noastre. Ați făcut trimitere la tinerii care au plecat în străinătate. Știți ce au dus acei români cu ei? Biserici de Maramureș, construite de meșteri din Maramureș din lemn, numerotate pe bârne, demontate, puse în tir și duse în Franța, în Spania, în Anglia, în Germania și construite, au dus Maramureșul cu ei, au dus portul popular, au dus cântecul popular, au dus tradițiile, s-au dus preoți cu liturghiere, cu ceasloavele la ei și atenție un pic. Dacă alții au crezut că ne zdrobesc, știți ce au făcut? Ca și țăranul care pune sămânța în sac și o aruncă. Aia rodește. Românismul nostru va rodi acolo. Și dacă cumva în interiorul granițelor noi vom renunța la tricolor, la portul popular, că am văzut că mai nou există un curent să interzici orășanului să se îmbrace în costum popular, că el nu-i țăran. Că dacă te îmbraci în costum popular, înseamnă că ești naționalist din acela fervent, care porți un anumit nume politic și nu e voie. Ei, dacă în interiorul granițelor se va întâmpla ca noi să pierdem valorile, copiii noștri de dincolo le vor păstra. Mai există o Românie. N-au știut ceilalți ce fac. Ei au crezut că ne ucid. Așa au făcut cu evreii în anul 70 când i-a dus în diaspora. Romanii au crezut că i-a terminat. Au arat Ierusalimul. Să nu mai aibă unde să se întoarcă. Și știți ce au făcut? Au înseminat lumea cu ei. Pentru că ei avin gena binecuvântată de la Dumnezeu, ei au rezistat cu gena lor, iar gena nebinecuvântată a păgânilor care s-au lipsit de izvorul vieții a pierit încet. De aceea eu am îndrăznit să spun și o să fiți mirat de ce vă spun. Pentru că Dumnezeu i-a promis lui Avraam, pentru credința ta și dragostea ta, te voi binecuvânta și te voi mulți cât stelele cerului și nisipul mării și îți voi da să stăpânești până la apus și la răsărit. Iar acum noi efectiv vedem că Israel are 8 milioane de locuitori pe un spațiu restrâns pe malul Iordanului, ne întrebăm, oare acel Dumnezeu n-a putut să-și țină cuvântul sau l-a mințit pe Avram? Și o să vă spun că nici nu l-a mințit și s-a și ținut de cuvânt. Știți ce vă spun? Toate popoarele creștine de pe fața pământului sunt de sorginte semită. Toate. Și vă spun o pildă din care veți înțelege. Aici am o turmă de 5.000 de oi albe, dar n-au genă binecuvântată. Și aduc o oiță neagră, una singură, cu genă binecuvântată. Ea se va împreuna cu un berbecuț alb, dar având genă binecuvântată va făta o mieluță neagră. Și vor fi două. Ele se vor împreuna cu berbecuți albi. Având genă binecuvântată, vor făta și un berbecuț negru, care se va împreuna cu 50 de oi albe și care, având genă binecuvântată, vor naște berbecuți negri. Și în 50 de ani, în 25 de ani, turma de 5.000 de oi e toată neagră. Dar atenție! Ei vor vorbi aceeași limbă de pe spațiul respectiv, vor avea aceeași cultură, se vor numi poporul german, poporul italian, poporul francez, poporul grec, dar ei sunt înseminați cu sămânța lui Avram. Este o idee pe care vă mulțumesc că mi-ați lăsat să o spun. Da, iată, eu totdeauna spun la emisiunea mea că noi avem telespectatorii cei mai inteligenți și nu mai de multe ori încearcă și mă pun așa într-o stare de imposibilitate de a merge până la capăt cu răspunsurile, pentru că timpul, iată, ne presează. Mai avem puțin și o să mai pun două întrebări care, iată, au venit tot de la telespectatori. Părinte, în afară de acest loc, pentru că mi-am dat seama că ați umblat, ați fost. Deci, sfinții aceștia din Bucești, că am putea să, eu sunt convins că noi o să vă mai invităm și o să mai veniți la noi dacă doriți la emisiune și veți vrea. Însă, dumneavoastră, credeți că astfel de oameni înălțați la rangul de sfinți, binecuvântați, care fac parte din practic din strămoșii noștri, din antropogeneza noastră, i-am putea găsi, să zicem, și în Maramureș, și în Banat, și, să zicem, în Apuseni, și acolo, în munții Măcinului, lângă peștera lui Sfântul Andrei? Peste tot pe fața pământului unde se mărturisește și este iubit Dumnezeu.
Sfinții fac parte din poporul, sunt elita poporului lui Dumnezeu. Și acum o să vă spun un lucru. Noi nu trebuie să fim egoiști, să credem că numai noi avem sfinți. Peste tot pe pământ unde e mărturisit și iubit Dumnezeu, există sfinți. Și o să vă provoc la un lucru. Am venit în București ca să facem această emisiune și v-am întâlnit pe dumneavoastră. Dar până să vă întâlnesc, au existat cineva care a mijlocit întâlnirea cu dumneavoastră. Și se vede că am reușit să facem o emisiune. Da, vreau să vă spun că domnul profesor doctor Zaghe Sorin, cu care într-o anumită perioadă a activității mele militare dânsul de cu promoție mai mare, dar am fost colegi, după care mi-a fost și profesor, un om excepțional și un om de cultură și m-a sprijinit în nenumărate rânduri să facem emisiuni. Din păcate, iată, timpul a expirat. Îi mulțumim. Aceasta este lucrarea Sfinților, mijlocirea Sfinților ce a făcut domnul profesor. Sigur, da. Aceasta am vrut să spun. Așa lucrează Sfinții. V-am înțeles. Deci mulțumim domnului preot Protopop Colța Gheorghe și pentru aceste, cum să le spun, îndrumări și sfaturi extraordinare. Eu sunt, știți foarte bine că mai direct așa și avem, suntem mai colțoși, că de asta suntem la teoria conspirației, dânsul cu bunătatea, iubirea, lumina, e un lucru, a creat un echilibru al emisiunii. Dar nu uitați că în fiecare miercuri de la ora 20 la 22 la televiziunea care te iubește, la televiziunea ta, aveți emisiunea Teoria Conspirației și, mai important, vinerea de la ora 20:30 la același post de televiziune aveți emisiunea Puterile Secrete, realizată și moderată de doamna Olga Croitoru, cu invitați deosebiți și subiecte incitante și subiecte pe care numai aici le găsiți. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere, pe curând! Să rămână!